Glumeam și bănuiesc o să vedeți și voi pe început de emisiune de ce ni se pare atât de ciudat că într-o duminică, nu într-o sâmbătă sau într-o vineri, noi ne-am dus, liniștiți, spre Brașov. Un pic mai departe chiar și mai bine pe partea astălaltă, pentru că orașul vizat se numește Victoria. Altfel spus, destinația noastră din finalul fiecărei veri. De ce am făcut party la Saga și la Victoria și cât de tare a fost, vedeți în episodul ăsta. Vă salut, sunt Adi Mihailă de Hitman, începe Zupar. Salutare, ăsta este Zoo Party Romanian Tour pe Zoo TV. Sunt Raluca Benavides. Hai să vedem ce-au mai făcut băieții mei în drumul lor spre cele mai tari cluburi din România. Am stat și am spălat mașina lui Lucian pentru că, guess what? Nu era spălată, dar nu-i vina mea pentru că am spălat-o cu aproximativ o zi înainte de acea ploaie cu nisipul din Sahara sau de unde a venit el. Noi se măstuia să aprinde și luminile pe DN. Putem să ne aruncăm fața lui. A, e o domnișoară. Bună ziua noastră și invitaților. Suntem pe final de vară. Te-ai prins? Nu s-a prins. Te mai las un pic? No. Suntem pe final de vară. M-am prins. Da. Sunt concedii. Greuț. Asta e, întâi să mă asigur. De obicei mergeam la Saga pe final de vară. Era ultima petrecere înainte de singura noastră vacanță din tot anul. Și cred că așa o să fie și anul ăsta, pe 10 august. Păi o facem anul. Cristi, te anunțăm cu ocazia asta că ne vedem pe 10 august. Și acum e o noutate, faptul că mergem de Paști, mergem la Saga, la Victoria. Automat o să fie din nou toată lumea acasă, toți oamenii de prin Italia, Spania, Anglia mai nou o să fie acasă și ne bucurăm să-i distrăm din nou, a doua oară pe anul ăsta. Știi ce mi s-a spus acum o săptămână? Că noi am mai fost de Paște în Saga, în Victoria. 3-4 ani, cred. Nu mai țin minte. Ăștia cu memoria mai scurtă. Ăștia sunt. Tu vorbești serios că am fost? Da, am fost. Mi-aduc și eu aminte. Acum, dar zic și sigur când. În 2015, cred. Cred că în 2015. Nu mai țin minte. Brașov, am înțeles că drumul spre tine e destul de liber. Abia așteptăm să vedem ce se întâmplă la after party oficial de Paște în Saga Victoria. Ăsta a spălat mașina și a luat geaca pe el pentru că a fost la muncă. Eu mai domnișor, voilà. La revedere, mulțumim. Mergem spre Brașov, spre Saga. S-a lăsat cu dezmăț aproape de Brașov, într-un oraș cu care Adi Mihailă de Hitman și DJ Lucian Bărbulescu sunt familiarizați. Victoria. Aia a devenit amintire pentru Adi Mihailă de Hitman și DJ Lucian Bărbulescu. Au făcut party în Saga Victoria după aproape un an. Ia zi-mă, Lucian, cum e treaba?
E bine treaba, e bine, bine, s-a încins lumea deja. Ori am făcut noi prea puțin pe drum, ori lumea e bine de tot, de la ora și asta. Tu te-ai încins, văd că îți merge bine. Nu m-am încins, mi-am uitat geaca în geantă, în pupitru. Și am zis, hai mă Lucian, hai că poți să treci, hai, treci. Și am zis, hai mă Lucian, că la intervenția trecută în emisiune eram eu fără geaca, acum ești tu, e ok, este un echilibru în proiectul ăsta. Saga, la fel ca întotdeauna și la fel ca niciodată, mulțumesc mult. Ce avem aici? Da. Ne place foarte tare că de fiecare dată când venim în Saga găsim același vibe mișto pe care îl găsim fie că este aniversarea, nu știu, la 4, parcă la 5 ani am fost la ei. Mâine am impresia că sunt, că au ei aniversarea de 5 ani. Fie că e vacanța de vară, când vine toată lumea acasă, cum povesteam în intervenția dinainte, fie că e, uite, Paștele. E un picuț, fricuț, da, așa. Un pic. E tocmai prietenoasă vremea de Paște, dar având în vedere că sunt într-o zonă de munte, e ok, la ce ne puteam aștepta. Ne place că tragem aer în piept și îl simțim bine. E din ce în ce mai bine pentru că se încălzește totuși afară, este suportabil. Acum vreo lună cred că nu puteam să stăm aici să dăm interviul ăsta. Cu siguranță, cu siguranță. Saga, Victoria, la mulți ani, dacă sunteți pe aniversare și v-am spus, ne vedem la vară. Nu schimbăm tradiția pentru că se respectă. Zoo Party Romanian Tour, hai să dăm mai departe. Ceva special, mulți dintre prietenii noștri din București, Ploiești și Brașov au fost acolo. Oameni în Saga. Impresionant! Zoo Party Romanian Tour a fost acolo, a făcut party-ul și a ieșit tare. Vă spunem sincer că momentul ăsta din emisiune, în mod normal, noi îl dăm mult mai devreme. Doar că noi n-am dat în seara asta pentru că, băi, era vorba să punem muzică până pe la vreo 4. Acum este nici mai mult, nici mai puțin decât 5 fără un sfert, fără 14. Oamenii ăștia nu vor să plece acasă, nu știu ce s-a întâmplat, cum am făcut, ce am făcut. Mi-a plăcut că a venit Cristi la noi și ne-a zis, Cristi e onorul clubului și ne-a zis, bă băieți, dacă vreți să mergeți chiar, puteți să mergeți, ok? Ideea e că noi am apucat să-i povestim omului că plecăm la București direct. Și băi băieți, dacă sunteți obosiți, dacă, na, să nu prindeți, să nu fiți obosiți pe drum, mergeți, terminați pe la un 4 și ia uite-ne că e 5 fără un sfert. Și unde puneam că nu eram noi obosiți, dar nu sunt eu obosiți pentru că nu pleacă. Adică ce putem să facem? Ești bă, gata, totuși, hai să ajungem acasă. În seara asta a fost senzațional. A fost chiar un after party pe bune, un after Easter party care a ieșit într-un mare fel. Nici noi, sincer vă spunem, și nici Cristi, nu ne așteptam să fie atâta lume. În Victoria, am spus-o de multe ori, un oraș prea mic pentru clubul ăsta atât de mișto. De unde au venit toți oamenii ăștia
cum s-au adunat este pentru noi un mister, dar în același timp un motiv foarte mare de bucurie. Știi că de fiecare dată zicem că zic, bă, de unde vin toți oamenii ăștia? Pentru că pe străzi este pustiu, efectiv, adică nu e nimeni la propriu. Iar în club, în noaptea asta am înțeles că au fost undeva la vreo 600 de persoane, ceea ce e foarte bine. Oamenii încă mai urlă în spate. Acei fără un sfert. Primea SMS-uri, am mai spart 100 de tichete de brățări, am mai spart 100, mai spart 100, mai spart 100. Bă, ok, s-au adunat vreo 6, hai să intrăm că deja e ok. Saga, mulțumim și e clar, am bătut palma cu Cristi, ne vedem din nou pe 10 august să încheiem toată treaba. Ținem tradiția din anii trecuți. Și atenție, o să fie ultimul party, noroc, o să fie ultimul party în care Bărbulescu o să fie, o zic? Zi, da! O să fie bărbat neînsurat. Din toamnă, discutați altfel, fetelor, pentru că aia e. Ne pare rău, la revedere, pe data viitoare, pe vară, pa! Like this. Doar ce am ratat 1000 de euro. Bine, nu eu, ci un ascultător din Oradea care ar fi avut ocazia să pună mâna pe bani. Pentru că Eu Sunt Forța ZU este concursul de la radio în care se câștigă bani. Forța ZU, 25 mai, dar mai este o dată la care mă gândesc, cea de 9 august, unde o să ne vedem din nou în saga din Victoria. Mihailă, sunt The Hitman, m-am pupat din studioul de la radio. Benavides, să petreceți frumos și să povestim despre asta. Vă pup!